Virgil, iară te-am adăugat. Bună, Virgile! Salutare! Hai ca să nu te întrerup, termine-ți ideea și după aia zic de ce am participat la protest. Măi, nu trebuie să răspunzi, nu ești obligat să-mi răspunzi mie. Dar eu nu am venit aici din obligație, eu am venit acum ca să expun oamenilor de ce am ieșit la proteste, pentru că eu te-am rugat de mai multe ori să explic. Tu n-ai explicat deloc poziția mea, deși eu cu tine am vorbit foarte clar, ai dat impresia că ai înțeles de ce am ieșit, doar că tu ai o opinie diferită, chestie pe care eu o respect, ok, tu ai opinia ta, dar considerentele pentru care, lasă-mă să termin dacă îți am început, te rog. Dar considerentele pentru care noi am ieșit sunt cu totul și cu totul altele. Okay? No, bun, acum că domnul Nica Constantin, exact pentru el a vrut, pentru că omul părea în dubiu, te asculta și nu știa exact despre ce vorbește. No, haideți să începem cu începutul. Din anul 2018 a ieșit un HG prin care contribuțiile la stat au fost plasate de la angajator la angajat. Reține foarte bine un aspect cu reținere la sursă. Ce vrea să zică chestia asta? Încă angajatorul este obligat să-ți rețină din salariu contribuțiile de stat și să le trimite mai departe către instituțiile abilitate. Corect? Bun. În momentul în care ANAP-ul vine la o firmă și descoperă faptul că diurna de fapt este un venit voalat salarial, ceea ce este adevărat, deci asta o știm tot, este adevărat. Asta unul la mână, doi la mână, fac o paranteză. Niciodată nu am susținut plata șoferului prin diurnă, cum ai spus totul de altfel, chiar în live-ul ăsta. Deci nu am susținut, nu vom susține niciodată plata șoferului prin diurnă, dar problema este alta. Deci ANAF-ul vine și spune felul următor. Diurna este un venit salarial voalat, ca urmare trebuie plătite contribuții. Corect? Bun. Nu, lasă-mă să te O întrebare. A apărut această lege, este în vigoare? Nu. Mihai, HG-ul ăsta din 2018 este, ce vorbim? Suntem în 2021. Despre ceea ce spune ANAP. ANAP-ul nu are nevoie de lege, ci s-a spus de nenumărate ori. Deci nu are nevoie de o lege specială pentru a aplica chestia asta. Că ANAP-ul nu are competența. Grijă mare, ANAP-ul nu are competența de a veni și a spune că nu este delegație, este detașare, pentru că exact de acolo vine partea cu salariu, da, voilà, nu mai este delegație, este detașare, nu intră în competența ANAP-ului, intră în competența ITM-ului. Dar haide să termin cu povestea de ce am participat noi la protest. Bun? Deci, până acum este o chestie foarte clară. Contribuțiile față de stat sunt trecute la angajatul angajator cu reținere la sursă. ANAF-ul vine și spune firmai, de fapt diurnele, cum au fost declarate diurne, nu sunt diurne, sunt salarii, ca urmare trebuie plătite contribuții. Angajatorul are obligația de a plăti către instituții de abilitate, da, acele contribuții pentru salarii. Da? Da? Pentru cine plătește Mihai acele contribuții? Pentru angajați. Angajații și le plătești, normal angajatul trebuia să și le plătească el, pentru că ele au fost trecute în plăta lui din anul 2018. Dar, repet, cu reținere la sursă. Deci angajatorul este obligat, prin HG-ul ăsta, să rețină banii angajatului și să-i trimită mai departe. Dar angajatul plătește, nu angajatorul. E așa o chestie de cum o interpretezi. Bun? De acord, până acum bun. Exact același lucru am mai departe, trece mai departe. Cine a făcut greșeala că nu a luat banii, Virgil?
Cine a făcut greșeala că nu a luat banii? Păi stai un pic, greșeala o face ANAF-ul, Mihai. Nu spune tu mie, ăia de la ANAF și-au luat salariile? Pentru ce și-au luat, mă, salariile? Să vii acum în urmă cu 5 ani, stai așa, vii acum în urmă cu 5 ani să zici de fapt că niște acte care ție ți-au fost deservite, da? Și ți-au fost prezentate, opa, stai că nu sunt bine, că nu le-am încadrat. Cine a făcut greșeala de le-am încadrat greșit? Ca diurne. De ce nu le-am încadrat de atunci ca salariu? De ce trebuie să supăr eu că ANAF-ul greșește și că patronajul greșește? De ce să supăr eu ca șofer? Pentru că contribuțiile au fost trecute în cârta ta. În prima fază tu nu vei suferi. În prima fază tu nu vei suferi pentru că reținerea se face la sursă. Ok? Banii îi sunt luați angajatorului. Se pune coprire pe conturi și îi sunt luați angajatorului. Contribuții pentru cine sunt plătite? Pentru angajat. Angajatul, contribuțiile le reprezintă un plus la pensie, etc., etc., etc. Ok? Deci angajatul are o datorie față de angajator. O datorie tacită față de angajator prin HG-ul ăsta din 2018. Ca urmare, angajatorul are puterea și este sprijinit să-l dea în judecată pe angajat pentru recuperarea acelor creanțe care au fost plătite în numele lui. Și Dumnezeu nu înțelege. Se va judeca foarte mare. Și spun de ce. Eu, de exemplu, dacă aș fi în cazul Mihai, ăsta... Eu îmi vin cu lege și tu îmi vin cu... Așa cred eu. Eu ți-am spus, eu discuții de genul ăsta, eu nu mai vreau ca să am. Adică eu îți vin cu lege, cu tot palpabil. Adică, nu, numai puțin, Virgil. Dă-mi voie, haide să comunicăm, Virgil. Păi comunicăm în momentul... Ascultă-mă. Deci, eu am venit acum, am spus în special, am văzut mesajul domnului Nica Constantin, care era, săracul se uita și zicea, păi, eu nu mai înțeleg nimic. De ce, care, cum, uite, nu mi-a explicat nimeni. Și am zis, ok, stai așa că acum intru. Da? Pentru un om am intrat ca să-mi explic odată, pentru că eu ție ți-am explicat odată. Și tu nu ai avut puterea să reproduci cuvintele mele, Mihai. Eu cu tine, ca să știe toată lumea, ultima discuție pe care eu am avut-o cu tine a fost că după ce am vorbit o jumătate, am închis telefonul, după o jumătate de oră după ce am vorbit cu tine, mi-ai zis, eu am impresia că v-ați vândut patronatelor. Bine, bă, Mihai, m-ai jignit, s-am închis telefonul, gata. Pentru mine e jignire. Tati, eu sunt la serviciu, apropo. Dacă eu eram vândut patronatelor, eu nu eram acum la aeroport în duminica Rosalilor, ok? Nu, n-aveam ce să caut aici. Eram cu familia, poate eram undeva și prin vacanță. Dragule, că povestei de nu știu ce sume mari, ca sindicatele să nu facă vânt, gură, nu știu ce. Eu sunt la serviciu. Ok, până de seară la 7 și la serviciu, eu așa am câștig traiul, da, pentru că eu din sindicat nu iau un cent. Așa, ca chestie și asta o știi foarte bine. Nu iau un cent de câți ani n-ai. Te-am acuzat eu de ceva? Nu, dar zici, de câți ani nu iau un bani din sindicat? Nu. Îți spun eu, de 5 ani. Eu știu. Ok, de ce nu iau niciun bani din sindicat? Acum, acum la serviciu. Deci problema, motivul pentru care noi am ieșit în stradă, la comun cu patronatele, pentru că în momentul de față, există o vorbă în România, te faci frate cu dracul ca să treci puntea. În momentul de față suntem într-adevăr să trecem în punte. Patronatele, pe de-o parte, frică și o teamă reală, că în cazul în care le vin un control de genul ăsta, le este închisă firma și banii, apropo, s-au făcut și calcule, că noi nu ne-am dus pe povești, că așa crede în noi, că așa cred eu, că așa știu eu. Nu! Eu m-am consultat cu avocat și mi-au zis, da, există un risc real și palpabil ca angajatorul. Există deocamdată. Încă n-a fost... Virgile, a fost... Păi deocamdată nu este nicio firmă în România. A fost vreo firmă închisă sau blocată din această cauză că ANAF-ul abuziv a făcut... Da, sunt 6 firme. Bun, sunt 6 firme. Totodată, Virgile, aș dori să te întreb. Tu ai văzut raportul ANAF-ului referitor la
motivația din care s-au închis acele firme? Exact asta este. Exact despre asta povestim. Te mai întreb încă o dată, puțin. Ai văzut raportul ANAF-ului cu motivația? Da, și care a fost motivația trecută? Principala diurnă a fost declarată ca banii care au fost declarate, sumele care au fost declarate ca diurne, nu au fost încadrate corect. Da? Și nu sunt diurne, de fapt sunt venituri boalate. Bun, îmi dai voie. Deci neîncadrarea contabilă corectă a diurnelor. Nu, greșit. Păi nu asta mi-ai spus, scuze-mă. Nu, păi nu ți-am spus asta, vezi că mie nu vei putea să-mi pui vorbe în gură. Am zis în felul următor. Eu nu-ți fac vorbe în gură, acum, eu întreb. Îți dau un exemplu. Mihai, tu te duci acum la ANAF, da, ai firma ta și te pui niște declarații fiscale, corect? Îți pui niște declarații fiscale. Și eu sunt ANAF-ul, vin după 5 ani de zile, și demonstrez faptul că eu am fost inapt și că nu mi-am făcut munca cum o trebuit acum 5 ani de zile și ți-am acceptat actele alea cum le-ai dat și zic, bă, stai numai așa, eu inaptul care mi-a luat salariul 5 ani de zile, vin acum și spun că de fapt nu este ok cum am încadrat-o. Și te pun să plătești cu bârși îndesat și cu dobânzi. Este corect din partea ANAF-ului? Repet și să rămână lumea să rămână cu ideea asta. Purtărești cu Virgil și sindicatul, Solidaritatea Șoferilor Drumuri Bune nu va susține niciodată plata prin diurnă și este total de acord cu controalele ANAF-ului și cu încadrarea corectă a diurnei ca salariu boalat, începând de astăzi. Nu de 5 ani în spate, unde să aibă șoferul riscul de a fi dat în judecată de către angajator. Mihai, tot șoferul va pierde. O foarte mare parte... Hai să te întreb altceva. În cazul... Numai un pic, domnul Nita, că pentru dumneavoastră am intrat, tocmai de aia. Deci, am protestat pentru stoparea controalelor ANAF retroactive. Să știți că, uite, am povestit și cu o grămadă dintre angajatori, da, că frații noștri, cum spuneți voi, că am fraternizat cu ei, și mulți dintre ei au zis, mă, eu sunt de acord cu ce spune ANAF-ul, dar se vine cu metodologie clară, începând din data de... cum așa se face peste tot în Europa, nu 5 ani de zile în spate. Nu, Virgil, eu aș controla cu 20 de ani în urmă. Mihai, tu în momentul de față, fără supărare, tu ești cu un contract de Irlanda. Ok? De ani de zile. Contractul meu de muncă? De ani de zile. Păi stai numai un pic, că sunt oameni care nu sunt dispuși să plece ca tine din România, mă. Deci... Să vii să mă acuz că am contract de Irlanda, auzi? Asta nu e o jignire? Deci, băi, să nu cumva să deranjăm patronii. Vai de capul meu. Băi, fraților, păi dar eu am făcut mărșăvia cu actele de diurnă și cu deconturi false? Nu, fratele meu! Ei au făcut în numele șoferilor. Păi să plătească ei. De ce să plătesc eu, fratele meu? Am avut eu ca șofer acces la mărlăniile care le-au făcut ei în contabilitate? Nu! Deci aici e problema. Și noi sărim în sus, înțelegi? Noi sărim în sus, vai săracii patroni! Să nu-i controlăm retroactiv. Ba, să-i controlăm retroactiv. Și vă spun de ce. Să se afle toate mârlăliile care le-au făcut împotriva șoferilor. Că numai așa se va putea face legi corecte pentru muncitorul român, după ce vom afla miliardele de euro furate cu diurne și cu cazarea șoferilor.